Dragii mei, mă bucur să ne reîntâlnim. Cu nerăbdare am așteptat ora de religie pentru că știu cât de mult doriți să aflați lucruri noi. Săptămâna trecută am aflat că mamele au ca model în viață pe Maica Domnului, pe care Dumnezeu a ales-o să dea naștere fiului său. Ea a împlinit voia Tatălui Ceresc și astfel au ajuns toate popoarele să o cinstească. Dar să știți că, pe lângă Fecioara Maria, Dumnezeu mai are și alți prieteni, care au răspuns cu iubire și credință chemării sale. Pe acești prieteni, noi îi numim sfinți. Sfinții sunt oameni care au dat dovadă de multe calități. Ei au fost aleși de Dumnezeu să devină prieteni ai Lui pentru credința lor, pentru faptele bune pe care le-au făcut, iar unii pentru curajul de a înfrunta necazuri și supărări. Sfinții pe care îi cinstim au fost fie oameni simpli, fie oameni bogați, de multe ori copii sau tineri, bătrâni, oameni învățați sau chiar împărați. Asta ne arată că Dumnezeu se uită doar la sufletul omului și la faptele sale. Prietenii lui Dumnezeu sunt mulți și noi le putem afla numele din calendarul bisericesc, precum și ziua când îi sărbătorim. Biserica Ortodoxă are foarte mulți sfinți, dar eu astăzi am să vă vorbesc pe scurt doar despre unii dintre ei. Sfinții Petru și Pavel, doi ucenici ai lui Iisus Hristos, care au apărat credința în Dumnezeu chiar cu viața lor. Sfânta Filoftea, care hrănea oamenii nevoiași. Sfântul Vasile cel Mare, care a făcut primele spitale. Cuvioasa Parascheva, o fată bogată, cu suflet mare, care își împărțea hainele oamenilor săraci. Dacă v-am făcut curioși, vă spun un mic secret. Puteți afla chiar voi despre viața altor sfinți, mergând alături de părinți la biserică. Ce am aflat astăzi? Sfinții sunt prieteni ai lui Dumnezeu, dar și ai oamenilor, deoarece se roagă pentru noi. Ei pot face minuni pentru că Dumnezeu le dă putere. În încheiere, reține! Roagă-te sfinților ca ei să se roage pentru tine, urmează exemplul lor de credință, iubire și de viață, respectă sărbătorile închinate sfinților și cinstește icoanele lor.